Cerere în căsătorie. Interpretează George Constantin, Virgil Ogășanu, Virginia Mirea. Doamne, ce măzură ochii! Ivan Vasilevici, scumpule, nu știi că sunt de bucuros drăguță. E, așa surpriză, zic și eu. Dar cum o ai duci? Cum o duci? Mulțumesc de întrebare. Dar cum o mai duci? Binișor, îngerașule, mă închin dumnei tale și așa mai departe. Poftim, stai jos. Să știi că nu-i frumos să uiți vecinii. Dar ce te-ai îmbrăcat așa de gale, drăguță? Frac, mănuși și tot dichisul, nu cumva pleci undeva? Nu, stimabile, Stepan, eu am venit numai până la dumneata. Atunci de ce te-ai pus în frac, drăguță? Parcă-i face vizite de anul nou. Stai, vreau să vezi dumneata despre ce e vorba. Eu am venit să te supăr cu o rugăminte. Iartă-mă, sunt cam tulburat. Stai, stimabile, n-ai puțin. Să beau puțin apă, dacă nu te supăr. Te pomenești că a venit să-mi ceară bani. Nu-i dau. Dar despre ce este vorba, drăguță? Vezi, dumneata, adică sunt strașnic de tulburat. Așa. După cum poți vedea și dumneata. Și, da, pe scurt, numai dumneata mă poți ajuta? O, dar nu mai întinde așa, scumpule. Dar spune odată despre ce este vorba. Uite, îndată, numai decât îi spune. Să mai beau, să vă aduc și uite ce, am venit să-și cer mâna Natalie Stepanovna, fica dumitare. Uișorule, Ivan Vasilevici, ia mai spune odată. Am onoarea să o cer. Drăguțule, tare bucuros, da. Și așa mai departe. Uite, tocmai de aceea și eu, uite. De când îmi doream eu asta? Era dorința mea dintotdeauna. Da? De când te știu, mi-ai fost drag în cerașule. Parcă ai fi fost copilul meu. Devă Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe. Și nici nu ți închipui cât am dorit-o. Da? Uite, acum mă duc să o chem pe Natasha și așa da, mai departe. Da, este de după ta, ce crezi? Da. M-ai putea obizui pe consimțământul ei? Poate, o mândrețe de bărbat ca dumneata și să nu vrea. Dar crede îndrăgostită lui ea. Și așa mai departe. Uite, mă întorc în dar. Bine, mulțumesc. Așa. Oh, mai. Cu tremur toate, parcă aș fi înainte de examen. Am și început. Ia uite, îmbâșe urechile. Asta e probabil de emoție, apă. La nici să nu mă însorbe, nu se poate. Pentru și întâi, nu? Am și eu 35 de ani, e o vârstă. O vârstă, așa cum s-ar zice, e critică. Al doilea, am și eu nevoie de o viață așezată, nu? Așa, mai tehnită, pentru că sunt bolnav. Sunt bolnav de inimă, am într-una palpitație. Pumă, ce mai am? Îmi sare repede țandăra și totdeauna grozav de agitat. Și atunci, uite, de pildă acum. Uite, îmi tremur aici buzele. Și mi se bate și ploapa dreaptă. Vai, dumneata era. Eu am... Tata mi-a spus să... Du-te, vezi că a venit un negustor după niște marfă. Da? Da. Vai, bună ziua, Ivan Vasilievici. Bună ziua, stimată Natalia Stepanovna. Mai iartă-mă, sunt cu șorțul și în ochii de casă, știi? Nu faci nimic, dar... Da, tocmai curățam niște mazăre pentru pus la uscat și... Dar de ce n-ai mai dat atâta vreme pe la noi? E, ce să spun? Stai jos, nu? Dar întâi stai, că nu stau până noi. N-ai vrea să mănânci ceva? Nu, mulțumesc că... am mâncat. Da, așa, poți fuma? Da, uite, ai aici chibritul? Da. Da, asta ce mai e? Ce? Oh, vai, ce, nu văd bine sau te-ai pus la frac? Comedie. Dar nu cumva te duci la bal? Ai, nu. Știi ceva? Da.
Parcă te-ai făcut mai frumos. Nu. Hai, spune-ți, ce-i cu eleganța asta, dumitale? Vezi, chiar ți se pare că sunt mai... Da? Vezi, stimată Natalia Stepanovna, vorba e că eu m-am hotărât să te rog, să te rog să mă asculți. Firește că ai să te miri, nu? Și poate că ai să te și super. Însă eu bă, ce strașnic, uite cum mă ia cu frig iar între mâna. Spune, despre ce-i vorba? Da, mă voi sili să fiu scurt. După cum știți, stimată Natalia Stepanovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare de mult, încă de când eram eu mic copil. Așa. Răposata mea, mătușică, și bărbatul ei, de la care, cum binevoiești și dumneata să știa, moștenit pământul, da, au avut totdeauna cea mai mare stimă pentru tatăl dumitale și pentru răposata dumitale mamă. Și afară de asta, pământul meu, cum binevoiești să știi și dumneata, se învecinează cu al dumneavoastră. Poate că binevoiești să-ți aduci aminte că Poiana Boilor... Poiana Boilor a mea se mărginește cu mestecănișul dumneavoastră. Asta iartă-mă că te întreb. Nu pot să mă Ai spus Poiana Boilor a mea. Da. Da, Poiana oare e a dumitale? Poiana Boilor e a noastră, nu a dumitale. Ba nu, stimată Natalia Stepanovna, a mea e. Asta e pentru mine o noutate. De unde ai scos-o că e a dumitale? Nu. Băi, de mine, cum de unde? Eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră. Așa. Și mlaștina arsă. Vine ți-mi fire, Ivan, da. Vasilievici, de când, mă rog, s-a făcut a dumitale? De când mă ții minte, toată noastră a fost, pe asta reiese și din acție. Dă-mi voie să spun că bunica mătușicii mele a dat-o în folosință fără termen și fără nicio plată țăranul bunicului tatălui dumitale, fiindcă i-au ars niște cărămide țăranii bunicului tatălui dumitale, s-au folosit pe degeaba de poiana asta timp de vreo 40 de ani și s-au deprins să o socotească lor. Dar asta nu înseamnă, nu? Că poate să fie a dumitale. Dumneata, ori glumești, ori vrei să mă necrăjești. Du-te la una, că asta nu mă așteptam. Stăpânim pământul de aproape 300 de ani și deodată vii dumneata și declar că nu e al nostru. Ați rani bunicului, tatălui dumitale, cum am avut chiar acum cinstea să spun, au ars cărămiți pentru bunica mătușicii mele. Pe bunica mătușicii vreau să le facă în schimb o lezire imediat. Pe bunicul, bunica mătușica. Da, și cu mătușica. Stai puțin că nu înțeleg o iotă din toată povestea asta. Eu știu una și bună, Poiana e a noastră și gata. Poiana e a mea. Baia noastră. Baia mea, dacă spune. Poiana e a noastră și face. Nu răvnesc la aceea dumitale. Însă nu vreau. Nu vreau să dau din ce e al nostru. Dar mie, Natalia Stepanovna, nu-mi trebuie Poiana. Păi dacă îți face dumitare de bâință, eu ți-o dărâsc. Ia-o și îmi terminăm, bă, poftim, ia-o. Da? Te porci cu noi? Cum te-ai purtat cu niște țigari? Vai, se poate. Îmi dăruiești mie pământul meu. Iartă-mă, dar asta mai purtare de bun vecin nu-i. Dacă vrei să știi, după mine, asta e curată o preznicie. Eu niciodată n-am luat cu șaca pământul altuia și n-am să dau voie nimănui, dar nimănui, să mă mirească de așa ceva. Poiana Boilor este mea. Nu e adevărat. Lasă să dovedesc eu. Chiar astăzi te mit cosașii acolo. Da, păi iau de ceamă și gonesc cât colo de imediat. N-ai să îndrăznești. Poiana Boilor, la mea, înțelegi, a mea. Te poftesc să nu răpnești. Poți să te înfurii și să răcnești până-i răguși la dumneata acasă! De n-ar fi palpitațiile astea îngrozitoare, dacă nu mi-ar zbâgni atât de tare țâmpla, altfel aș vorbi eu cu dumneata, domnișoară, înțelegi că Poiana Boilor este a mea? Este a noastră! Oprește! Ce? De ce strigați așa? Tata, spune-i, te rog, da, acestui domn, a cui e Poiana Boilor, a dumitale sau a noastră? Puișorule, Poiana e a noastră. Dar de unde, mă rog, este a dumneavoastră? Dar dumneata, ești doar cu scaun la cap. Așa e. Pe bunica mătușichii mele a dat Poiana în folosință vremelnică țăranilor bunicului dumitale, fără să primească nicio plată pentru asta. Îmi dai voie, scumpule. Uiți tocmai faptul că dacă țăranii n-au plătit nimic bunicii dumitale și așa mai departe, e fiindcă pe vremea aceea era o ceartă pentru Poiana asta și așa mai departe. Iar eu îți voi dovedi că Poiana e a mea! Drăguță, dar de ce-am răcni așa cu răcnetele? Nu dovedești nimic. Eu nu râfnesc la cei al dumitale, dar
nici n-am de gând să dau din ceea ce e al meu. Drăguțule, uite, dacă am ajuns aici și ai de gând să pui în discuție poiana boilor și așa mai departe, atunci mai degrabă să știi că eu o dăruiesc săranilor decât dumitași. Nu mai pricep nimic, dar de unde ții dumneata dreptul să dăruiești proprietatea altuia? Uite ce e, tinere, eu nu prea sunt obișnuit ca să-mi vorbească cineva pe tonul ăsta și așa mai departe. Nu, tinere, eu sunt de două ori mai bătrân ca dumneata și te rog când vorbești cu mine să nu te agiți așa și așa mai departe. Adică dumneata mă s-a fost chiar atât de prost ca să-ți râzi de mine, adică pământul meu spui chiar dumitale ce mai vrea pe deasupra, acum așa să stau nepăsător și să vorbesc cu dumneata, omenește? Da, așa, ia stai, ia stai! Poiana boilor e a noastră și n-o dau, n-o dau niciodată! Asta vom vedea, noi am să vă arăt în fața judecății! În fața judecății! Dragă domnule, păi n-ai decât să ne dai în judecată și așa mai departe. N-ai decât, ești un cârciogar! Da, un cârciogar! Tot neamul vostru a umblat cu chichiții și cu judecății. Te rog să faci bunătate să nu te împace neamul meu, auzi? Toți din neamul Lobovilor au fost oameni cinstiți și n-a fost unul dintre ei care să fie fost dată judecată pentru delapidare ca unchi dumitare. La unchi, unchi dumitare. Toți din neamul vostru al Lomovilor au fost niște zmintiți. Bunicul dumitare bea de stingea. Iar mătușa cea mai tânără a fugit cu un arhitect și așa mai departe. Da, parcă mama dumitare nu era strâmbă. Da, mi s-a pus un jung la inimă. Doamne, apă. Iar dumneata, dacă vrei să știi, ești o viperă, un fățarnic, un vitlen, așa să știi. Mor, abia trag piciorul. Nu te mai prind că-mi calci pragă, auzi? Să nu te mai prind. Și dă-ne în judecată. Docase, dracule, docase, canalia, dracule, caragiosă. Melanico, poftim de mai încredere în de cei buni, Porcitania. După ce a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe alții. Așa e. Și tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta să mai aibă îndrăzneala să vină cu o cerere. Și așa mai departe. Care cerere? Păi cum nu știi? Am venit să te ceară pe tine. Să mă ceară pe mine? Ne. Și de ce nu mi-ai spus înainte? De asta s-a deghisit cu fracul. Parcă un cărnat, un zgârciog. Ceară pe mine? Chiamă-l înapoi. Chiamă-l. Adu-l înapoi. Întoarce-l. Întoarce-l, că mi-e rău. Întoarce-l. Nenorocită de mine. Mi-a scos sufletul. Am să mă împușc. Am să mă spâng. Chiamă-l. Îndată. Nu mai urla. Ce-am făcut? Chiamă-l înapoi, chiamă-l. Uite că vine și așa mai departe. La lar dracu' să-l ia. O, Dumnezeule, mare pacoste să fii tatăl unei fete de măritat. Am înjurat omul, l-am făcut de rușine, l-am dat afară și toate din pricina ta. Numai a ta. Dar nu a ta. E poftim. E bun, poftim. Uite, eu sunt de bine. Bun, acum vorbește tu cu Deus. Poftim. Iartă-ne, Ivan Vasilievici, da. Știi, ne-am cam aprins așa și... Știi, mi-am adus acum aminte. Ce-i drept, e drept. Da, poiana boilor e a dumitale, da. Tare-mi bate inima poiana aia mea. Da, poiana e a dumitale, sigur. Dumitale, ia șezi, te rog. Am fost nedrepți cu dumneata. Știi, eu am făcut-o din principiu. Da. Adică eu nu țin atât la pământ cât țin la principii. Da, foarte bine, foarte bine. Cu atât mai mult cu cât eu am dovezi. Da, sigur, da. Ce m-a bunica mătușii mele. Da, sigur. L-a dat săranul bunicii tatălui dumitale. Gata, ajunge cu asta. Nu, dar vreau să spun. Gata, ajunge cu asta. De mine nu știu cu ce să încep. Încep să te pregătești de vânătoare? Da, stimată Natalia Stepanovna, la cocoș de munte. Închipuiește-ți nenorocirea ce-a dat peste mine. Ugadai,
Așa. Al meu. Așa. Pe care îl știi. Îl știu. Șchioapă-te. Vai de mine. Trebuie să-și fi scântit piciorul, să fi mușcat ceilalți câini. Nu știu, așa mă... Oh, un câine ca ăsta nu se mai află. Nu, nici nu mai spun de bani. I-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble. Ivan Vasilievici, l-ai plătit mai scump decât face. Păi tata a dat pentru otcatai al nostru 85 de ruble și otcatai e mult mai bun. Eu am... Otcatai e mai bun ca ogadai? E nu mai spune. Otcataia nostru e câine de rasă, cu părul lung, pe când roșcatul dumitale bălțat, nu te poți descurca de unde se trage. Apoi e bătrân și e urât, e putare. Păi bătrân, dar eu nu-l dau pe 5 otcatai de dumneavoastră. Păi câini ca otcatai dumneavoastră găsești câți vrei, păi mai mult de 25 de ruble nici nu face. Ivan Vasilievici, azi a intrat duhul contrazicerii în dumneata său, așa. Bană scocești că poiana boilor ia dumitale, barcă ugada e mai bun decât otcatai. Știi foarte bine că otcatai e de 100 de ori mai bun decât prostălău dumitale de ugadai. Atunci de ce mă mai contrazici? Otcatai e mai bun decât ugadai al dumitale. Nu e adevărat! De ce ți-e așa, domnișoară? De ce ți-e așa? Ce vă spun? Poți scoate pe oricine din fire să-l asemuiești pe ugadai al dumitale care nu mai bun de împușcat cu otcatai al nostru. Să mă ierți, unul nu mai pot urma discuția asta. Am palpitat. Nu mai trebuie de ce. Eu te rog să taci. L-am să până n-ai să recunoști că otcatai e de 100 de ori mai bun ca ugadai al dumitale. Asta mea, din partea mea, pe taia asta de otcatai al dumneavoastră poate să și crape. Ce? Stâmpitul dumitale de ugadai nici măcar n-are nevoie să crape, fiindcă și așa e o mortăciune. Taci, încă mă apucă una ta de inimă. Ba n-am să tac, ba n-am să tac. Da, așa. Ce să mai întâmplă? Tată, spune tu sincer. Care din câini e mai bun? Otcatai al nostru sau ugadai al lui? Otcatai? E câinele cel mai bun și așa mai departe. Spune, acum, spune pe conștiința dumneavoastră. Nu-i mai bun ugadai al meu? Dar liniștește-te, scumpule. Dă-mi voie. Uite ce e. Ugadai al dumneavoastră are și el calitățile lui. Vezi? Însă, dacă vrei să știi, drăguță, câinele acesta are două cusururi. E bătrân și are cleștile cam scurt. Iar am palpitat. Stai să luăm faptele. Binevoiește, te rog, să-ți aduci aminte că la vânătoarea de la Amaruscă, așa, ugadai alerga ureche la ureche cu Razmahar. Razmahar, câinele, contele, pe când otcatai al dumitale rămânea în urmă convenst. Rămas în urmă, fiindcă vătaful de câine al contelui a dat în el cu haratnicul. Cam da și de ce? Toți scrinile alergau pe urmele vulpi. Numai otcatai tremura ca un berbec. Asta nu e adevărat, uite, drăguță. Mie îmi sare țandra foarte ușor și tocmai de aceea te-aș ruga să lăsăm discuția asta. Au dat întrânsul de ciudă, fiindcă toți se uitau cu jin la un câine bun care nu e al lor. Toți erau invidioși. Bătăi de inimă, nu, eu nu mai îmi simt piciorul, eu nu mai pot. Dar ce fel de vânător ești dumneata? Auzi, bătăi de inimă. Bătăi de inimă. Ce fel de vânător ești dumneata? Mai bine ai vâna cum vânează toată lumea decât să alergi călare, numai că să te amesteci în discuții despre câine altora și așa mai departe. Uite. Mie unea să știi că îmi sare foarte ușor țandăra, așa că e mai bine să pun în capăt acestei discuții. Da. Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar un vânător ca lumea. Ești vânător, deloc. După că dumneata ești, pe dumneata ești la vânătoare numai așa, ca să te lingușești pe lângă cotă și să faci tot felul de idei. Da, ești un intrigant. Eu? Intrigant? Ești intrigant. Singule, mucosule. Scam, bătrân. Ezit. Să stați. Uite, vezi rabla asta de pușcă? Să știi că te împușcă pe o potârnică. Nu. Derche. Toată lumea știe că, bă, ai inima. Toată lumea știe că nu poți să atatubi să le nevastă, te bătea. Vai, da.
Dar ce tu nu ești sub papucul menajerii? Mor, chemați un doctor, că nu ori. Vânător ești, vânător ești. Uite, nici vânător. Nu știi măcar să te ții în șa. Uite, vânător. Tata, da. Dar ce-i cu el? Tata, uite-te la el, tata. Ivan Vasilievich, Ivan Vasilievich. Mi-e rău. Ce? Mă năbuș. A murit? Aer. A murit? Ivan Vasilievich, ce-am făcut? A murit! Să vină un doctor! Dar ce s-a întâmplat? Să vină un doctor! Dar cine spui că a murit? Dumnezeule! Apă! Apă! Doctorul! Bea? Uite că nu bea. Înseamnă că a murit și așa mai departe. Oh, no! Sunt cel mai nenorocit om din lume. De ce nu mi-am tras un glonț în cap? De ce nu mi-am tăiat până acum beregata? Oh, iute că pare să învie. Bea apă! Bea, drăguță. În fața ochilor văd stele. Unde mă aflu? În soarete, dar cât mai repede și du-te. Du-te, naibii. Ia consimte și așa mai departe. Vă binecuvântez și tot restul. Numai să mă lăsați în pace. Haide, sărutați-mă și luam la dracu. Trăiește. Primesc. Sărutați-vă! Ce? Pe cine? Îmi pare foarte bine. Îmi dați voie să mă ridic puțin mai... Da, despre ce-i vorba? Natalia Stepanovna. Dar sunt fericit. Și eu sunt fericit. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Totuși, recunoaște-mă chiar acum că Ugadai e mai prost decât tot Catai. Păi mai bun. Nu, e mai prost. Mai bun. Gata. Începe fericirea conjugală. Aduce șampanie!